Vă salut și bine v-am găsit la un nou video, un video în care vreau să mergem un pic în pădure să căutăm zbârcioci. Mă aflu aici într-o zonă unde sunt cireși sălbatici, chiar aici este un cireș sălbatic la marginea pădurii și se spune că acolo unde sunt cireși sălbatici, în zona în care sunt acești cireși sălbatici, ar trebui în mod normal să fie zbârcioci. Acea ciupercă foarte, foarte scumpă și apreciată foarte mult de către străini. La noi aici, în zonă, lumea nu e obișnuită cu această ciupercă, dar cu timpul se va obișnui și o vor aprecia pentru calitățile pe care ea le deține. Haideți să vedem dacă vom găsi această ciupercă. Nu uitați, dacă sunteți noi pe acest canal, să vă abonați, iar dacă știu eu, urmăriți acest video de pe un browser, cum este cel al Facebook-ului, atunci este important să intrați pe canalul Natură și Aventură cu Nelu pentru a vă putea abona. Dar haideți să căutăm ciupercuțele, să vedem dacă găsim... Ia uite ce frumos e ăsta aici, zbârciogul ăsta. Ia uite cât e de frumos. Da, se pare că, într-adevăr, zbârciogii se află în această zonă în care sunt cireși sălbatici. Foarte frumos. Hai să vedem, ia uite aici, se pare că o mai fost ceva zbârciog, o călcat cineva pe el. Ăsta e uscat. Ăsta e uscat. Hai să vedem dacă mai găsim. Mă aflu chiar la poala cireșului, deci chiar sub cireș. A, uite cât e de frumos ăsta. Ia uite și aici unul. Uite cât e de frumos ăsta. Din coace, unu, chiar doi. Ia uite și ăsta ce frumos e. Extraordinar, uite ce frumos e. Deci chiar la pola cireșului. Uite, dar mai mulți aici. Uite și aici unu. Doi, uite și aici unul mai micuț și ăsta aici mai mare. Deci am găsit aici un loc în care să fac zbârciogii. Ia să vedem. Ar trebui să mai fie, pentru că unde este 1, 2, trebuie să fie mai mulți. Uite aici mai sus, am mai găsit unul. Și asta foarte frumos. Spre deosebire de alte ciuperci, zbârciogii se găsesc mai greu. Adică trebuie foarte multă atenție când se caută. Pentru că sunt de așa culoare încât sunt foarte ușor camuflabili, să zic așa, și se găsesc greu. Trebuie umblat încet și cu atenție. Uite ce frumos e și ăsta. Și uite aici mai în jos, în partea stângă, am mai găsit încă unul. Și un pic mai sus, altul. Deci cei mai frumoși zbârcioși pe care am găsit până acum. Doar și pe sub poala cireșului, dacă se caută cu atenție, se găsesc. Uite, aici am mai aflat încă unul. Uite aici
Încă unul. Ăștia zbârciogii care am găsit aici la poalele cireșilor. Sunt chiar niște exemplare frumoase. Sunt destul de scumpi. Pentru cei care culeg așa ceva, să știți că au un preț destul de mare. Iar dacă găsiți o zonă cu astfel de ciuperci, puteți să faceți niște bănuți frumoși din vânzarea lor. Așa ca și miros, la miros seamănă un pic cu trufele. Pentru cei care nu au avut ocazia să culeagă niciodată. Așadar, am găsit zbârciogii. Într-adevăr, acolo se găsesc, la poalele cireșilor sărbatici. Așadar, până la un nou video, eu vă doresc toate cele bune și numai bine!